Monica Pop, bună ziua! Bună ziua! Doamna Pop, cum putem să ne întărim sistemul imunitar în această perioadă când avem foarte mare nevoie de el? Să știți că românii sunt oameni cu imunitate scăzută în general, pentru că au o viață destul de complicată, grea. Știm foarte bine că nu se alimentează cum trebuie de foarte multe ori și stresul este foarte mare, așa că scăderea imunității e la ordinea zilei. Imunitatea trebuie să fie la nivel normal și în rest, nu numai în perioada de epidemie, bineînțeles, și exact ca să nu ne contaminăm cu nimic. Și am spus de mai multe ori că la boli infecțioase ne-a învățat un medic mai în vârstă să niciodată să nu plecăm de acasă fără ceva proteină ingerată. Deci un ou, o bucățică de brânză, o bucățică de șuncă, ceva, pentru ca leucocitele să fie în circulație și să ne apere. Asta este un aspect. Din punct de vedere medicamentos, dacă se poate spune așa, cine dorește să citească pe profilul meu, că scrie acolo întreaga schemă de imunitate pe care eu o folosesc de foarte mulți ani la tot felul de persoane cu boli infecțioase sau cu infecții recurente. Deci e ceva foarte simplu și la îndemâna oricui, dar accentuez asupra vitaminei D3, pe care trebuie să ia orice om în permanență. În permanență este un foarte bun factor de ridicare a imunității. Se găsește, nu-i niciun fel de problemă și copil sau adult trebuie să ia această vitamină D3 toată viața. În ceea ce privește contaminarea și suprafața oculară, vreau să știți că în secreția... Vă rog! Aceasta era întrebarea mea, pentru că toată lumea, și am văzut inclusiv la medici că portă acele vizete, tocmai pentru că acest virus poate fi contractat și prin ochi. Categoric. Dar ei pot purta foarte bine, sau cei care nu au posibilitatea să poartă viziere și așa, nici nu e cazul la toată lumea, toată lumea trebuie să poarte un ochelar de protecție sau nu, adică de protecție oricum, dar poate fi vorba de ochelarul personal al fiecăruia, dacă persoana respectivă este purtătoare de ochelari, deci de viciu de refracție, sau să-și achiziționeze fiecare o ramă cu lentile fără dioptrii, se găsește peste tot și să aplice peste mască, pentru că în secreția conjunctivală există întotdeauna virusul la orice virus, nu numai la COVID, la orice, deci și la varicelă și la rujeolă. Știm foarte bine că sunt afectați ochii în situații de genul ăsta și nu puține ori. Vreau să știți încă ceva. În primul rând, sunt așa de multe lucruri de spus aici, ochelarul de protecție trebuie să fie obligatoriu. Ochelarul de protecție sau de protecție e oricum, că e cu dioptrii, că e fără dioptrii, dar trebuie să fie ochelar de protecție. Pentru că s-a demonstrat că 4% din cei care s-au îmbolnăvit COVID sunt persoane la care boala a debutat printr-o conjunctivită. Acum, sigur că nu orice conjunctivită înseamnă că pacientul respectiv va face COVID, dar trebuie să știe că se poate, repet, că în secreția conjunctivală, pentru că e foarte simplu, există anatomia omului, canalul lacrimonazal, deci spune direct, dacă există microbul în nas, există și pe suprafața oculară și este extrem de sever lucrul acesta. Pe urmă, sunt purtători asimptomatici care sunt infectați și care au în secreția conjunctivală acest microb. Deci grijă foarte mare pentru suprafața oculară și mi-aș permite să sfătuiesc pe toată lumea ca seara și dimineața să se spele cu apă rece și să pune cel mai bun mijloc de dezinfecție pentru suprafața oculară și obligatoriu în fiecare seară să spele ochelarul, dacă au ieșit din casă, sigur, să spele ochelarul cu apă rece și săpun. Asta trebuie să facă și în mod normal, poate nu în fiecare zi, dar apă rece și săpun trebuie făcut atât o igienă oculară cât și igiena ochelarului pe care trebuie să-l poarte toată lumea, pentru că, vă repet, se poate infecta și de pe suprafața oculară, fără discuție. Doamna Pop, există această posibilitate să trecem de la stare de urgență la stare de alertă? Unde ar putea să lucreze autoritățile și guvernul? Știu că vă nemulțumește, de exemplu, programul dedicat seniorilor. Da, categoric. Guvernul a lucrat deja
Și în, sigur că sunt și fapte bune și lucruri bune, dar două lucruri pe mine mă nemulțumesc, și anume faptul că nu lucrează policlinicile și spitalele. Mie mi se părea normal ca orice policlinică și spital să lucreze la capacități reduse, pentru că în momentul în care viața va fi mai liberă decât cea de acum, nu se va putea face față. Deci medicii nu vor mai putea face față, iar pacienții vor ajunge la medic după cine știe câți ani. Pentru că toate programările, vă dați seama la ce nivel ajung din moment ce acum nu se lucrează. Da. Și eu nu cred că era vreo problemă. Iar în ceea ce este orarul, sigur că e foarte bine că s-a mărit numărul de ore, asta este fără discuție, dar mi se pare foarte... Sau în orice caz, eu, dacă m-ar fi întrebat cineva cum trebuie să fac, aș fi pus de la ora 8. Vreau să vă spun că din zecile de oameni cu care am vorbit până acum și care sunt în situație de genul acesta, nici unul n-a fost mulțumit de ora 7. Deci ar fi trebuit, după părerea mea, ora 8-12. Pentru că, în primul rând, că nu se deschid magazinele la ora 7. În al doilea rând, ca să iasă cineva din casă la 7, trebuie scoale la 6. Da. Pentru care motiv? Nu e niciun fel de problemă. Deci părerea mea că ar trebui mutat cu o oră mai încolo și tot.